Care sunt simptomele? Păi, cum să spun, doctore, mai întâi mă ia cu un chef nemaipomenit de viață. Apoi mă încearcă o poftă de mâncare. Aș mânca, mamă, mamă. Da, deci poftă de mâncare. Da. Și cu un somn teribil. Ia uzi. Viață, măi viață, mult îmi place să te trăiesc. Ei, Mioara, ai fost la consultație? Da, tu, acum vin de la doctor. Ei, și cum ți s-a părut? Vai tu, e un bărbat atât de drăguț. Cât ai fi tu de hoață, n-am ce-ți face, tot te iubesc. Bine, dar ce ți-a recomandat? Ce doctorii, ce tratament? Ți-a dat să faci vreo injecție? Mi-a recomandat să fac o cură. O cură? De ce? Cura de umor. Prescripții medicale, umoristic-muzicale, recomandate de Nicolae Emanuel Vârgolici. Alecule, scoală-te! Pacienți de bunăvoie, adică voioși, Virgil Ogășanu, Atena Demetriad, Radu Zaharescu, Cornel Vulpe, Horea Căciulescu, Ruxandra Sireteanu, George Voicu, Valeria Ogășanu, Mihai Mălai Mare, Naela Zărescu, Mihai Stoienescu și Dem Rădulescu. Tu n-auzi, Alecule, scoală-te. Pastile muzicale și tratamente melodice asigurate de Ion Barta. Dozaj tehnico-muzical Romeo Chelaru. Alecule, scoală-te odată, n-auzi? Ce? De ce mă scol? Da greu mai dormi, trezește-te, omule, odată, ca să-ți iei somniferul prescris de medic. Cura de umor. Rețetă de bună dispoziție contrasemnată, contraparafată și recomandată de redactorul Manole Pavel Dan. În orice împrejurare, la munte sau la mare, în plin soare, soare sau chiar pe ninge soare, ninge. Folosiți cu mult spor cura de umor. Stai liniștit, trebuie să te vindecăm, da. Cu piciorul ăsta luxat nu mai e nimic de capul dumitale. Am auzit că doctorița Vasilescu este o profesionistă excepțională. Da. Se spune că l-a tratat și pe fratele tău. E adevărat. I-a vindecat piciorul luxat, însă cu ocazia asta i-a sucit capul. Dragule, drag.
Nu, da, dragă, cumpăr, imaginează. Și da, știi cum? Chiar ai de gând să-l critici? Ai, de unde? Omul e priceput, conduce cu competență. Își vede de treburile lui. Și atunci unde-i visul ăsta? Păi și știu și eu. De vreo 3-4 nopți numai asta visez. Sunt disperat, cred, uite. Acum iar n-am să mai pot dormi până dimineață. Ești puțin și de plimbă, poate-ți revii. O noapte plăcută, la curat. Da, cred că ai dreptate, dragă. Mă duc să mă plimb un pic prin parc. Bună seara, bună noaptea, că nici nu mai știu cum să o iau. Dar ce cu dumneata? Da, cu dumneata ce este? Păi eu am ieșit în parc să mă plimb, să mai iau puțin aer. Nu pot dormi. Nici eu nu pot dormi. Da, ce ai acolo? Aici un șah, da? Un joc de șah. Și cu cine vrei dumneata să joci șah la miezul nopții? Cu oricine îmi pică. Aha. Uite cum ai picat dumneata. Da, numai că vedeți, eu nu prea știu să joc șah, adică nu știu. Nu-i nimic, te învăț eu, începutul e mai greu, după aceea îi prinzi gustul. Nu, mulțumesc, nu. Bună seara. Da, bună seara, da, cu dumneata ce mai este? Cu mine nu este, eu sunt. Ce ești? Sunt poet. Da, poet și ce dacă, de ce nu dorm la ora asta? Păi unde ai mai văzut dumneata poet care să doarmă noaptea? Noaptea poeții compun. În parc? Oriunde. Acum însă am ieșit în parc pentru ca să mă plimb. În seara asta nu mi-a venit muza. Nici pe aici n-am văzut vreuna, să știți. Da, dacă vrei poți să rămâi cu noi. Da. Joci un șah? Termină, omule, cu șahul ăla dumitare. Ce ai, o idee fixă? Mai multe idei și niciuna fixă. Bună seara. Bună seara. Pariez că nici dumneata nu poți dormi. Ai ghicit. Și dumneavoastră la fel? Da, și noi, și la, noi fel. La fel. Da, dumneata, de ce nu poți dormi? Probabil că ai vreun motiv. Noi toți avem. Am și eu un motiv. Să auzim. Să vedeți. Eu sunt șeful unui depozit de piese de schimb. Am înțeles. Minusuri în gestiune, am înțeles. Nu cred. Atunci plusuri. Nu cred că sunt nici plusuri, dar s-a anunțat inventarul. Așa. Acum, dumneavoastră știți, noi gestionarii suntem oameni cinstiți, corect, dar parcă poți să știi. În afară de asta, mi-e dor de vaci. De cine? De cine ți-e dor? De vaci. Până de curând am lucrat în sectorul zootehnic și uneori noaptea mă apucă un dor de vaci și atunci s-a zis cu somnul meu. Asta e bună. Păi de ce nu te întorci la ele? Nevastă mea zice să stăm aici, să fim aproape de fetița noastră până termină școala. Aha. Adică vreau să spun facultatea. Cu somnifere nu ai încercat? Ba da, dar atunci e mai rău. Visesc că fug după vaci, desculți prin roa dimineții. Uite să vă spun, ultima dată am tras o răceală zdravână. E clar, ești de-al nostru. Sincer să fiu, mie mi s-a cam făcut foame. Dumneata mănânci și noaptea? Mă, dar și mănânc atunci când îmi vine. Asta e ca râsul, dacă nu-ți vine, nu... Poarcă și eu aș bea o cafea. Da, și eu aș vrea un ceai. Stați, am o idee, uite. Acum e prea târziu, dar propun ca mâine noapte, cum tot nu vom putea dormi, să ne întâlnim tot aici. Bravo, de acord. Da, și ca să nu stăm cu gura uscată, să aducă fiecare ce poate. Ce are pe acasă? Ceai, cafea, gustări? Bravo, de acord. Mâine seară, da? Mâine seară, da. Cine mai vrea o cafea? Eu. Eu aș vrea să iau un ceai. Ce frumoase au devenit nopțile noastre. Iar rândurile noastre sporesc mereu. Ne simțim minunat, puțin ne pasă de insomnie. Da, mai ales de când suntem împreună, parcă am fi la cafenea. Prieteni, stați așa, am o idee. Iată ideea. Așa. Propun, prieteni, să numim acest loc minunat din parc, unde ne petrecem nopțile, cafeneaua Insomnia. Bravo. Are dreptate. Uite, punem aici și o firmă. Cam improvizată, dar merge. Bravo. Trească draga noastră cafenea Insomnia. Trească Insomnia. Pe mâine noapte. Pe mâine noapte. La revedere. Poete, o cafea, te rog. Imediat vine. Cine mai joacă un șah? Eu. Imediat numai să-mi iau ceaiul.
Bună seara. Bună seara, fii binevenit. Cu ce te servim? Cine este mai mare aici? Aici este cafeneaua Insomnii. Cum, și nu există un responsabil? Listă de prețuri aveți? Unde e afișată? Nu, fiecare vine cu ce are. Dacă nu ai adus nimic, nicio problemă. În noaptea asta ești invitatul nostru. Orar aveți? La ce oră închideți? Depinde când se face somn. Așa ceva nu se poate. Se poate. Hai vină cu noi dacă nu ți-e somn. Hai să vezi că se poate. Hai să vezi, se poate. Liniște, că nu se poate. Eu, în calitatea mea de inspector, vă spun clar. Nu se poate. Din momentul de față, cafeneaua Insomnia este declarată închisă. Nu tu responsabil, nu tu orar, nu tu nimic. Eu pe cine amendez? Așa că afișați aici lângă banca asta, închis pentru... Închis? Închis, mă rog. Închis pentru inventar. Așa da. Nu mai somn nu am deloc. Dragul meu, insomnia e cea mai contagioasă maladie pe care... Insomnia contagioasă? Nu cred. Nu crezi? Nici vorba. Bine, dar am și o dovadă. Care? Uite, când nevastă mea nu poate dormi și se așează să cânte la pian, nu pot nici eu să dorm. Ce somn îmi e? Ce minunată e liniștea! Alecule, ce cu tine? Nu prea ești în apele tale. Păi nu, că mă cam doare capul. Se mai întâmplă. Da. Auzi, pe tine când te doare capul, ce faci? Eu am o metodă excelentă. Nu mai știu. Dizolv două pastile de aspirină într-un pahar cu apă. Mă rog, și? Și după ce le amestec bine, așa? Vărs apa și beau un coniac. Draga mea, sper că n-ai spus nimănui că fata vecinilor de la etajul 2 a stricat logodna. Vai, se poate n-am spus, dar nu știam că e secret. Te-am rugat, Floricel, să nu spui nimănui că m-am mărit. Dar nici n-am spus. Am întrebat-o doar pe Camelia și pe Marioara dacă au fost invitate la nuntă. Ia-ți mireasă ziua pură. O scrisoare nedeschisă mă așteaptă de 3 zile. Mă întreb care-o fi oare taina sa. Draga mea, așadar ne-am despărțit din nou. Am plecat de lângă tine, împovărat de tristețe, purtând noaptea pe umeri și în inimă. Prea multă noapte pentru o singură inimă. Te-am căutat cu gândul peste tot, dar nu te-am aflat nicăieri. Acum te regăsesc, doar sub formă de amintiri. Îți simt obrașa direa mângătoare a pletelor. Mă înfior iar și iar, culegând șoapta nespusă a sărutului despărțirii. Gândurile noastre se țin de mână, plutind pe acordurile ireale ale acestui concert pentru pian de Grieg, genialul vrăjitor, pătruns în camera mea prin fereastra deschisă la semnul baghetei magice a dirijorului Vasile Conta, purtându-ne peste fascinantele insule ale mărilor sudului la vremea când noaptea știe să fie cel mai frumos anotimp. Te revăd ca într-o pictură de Pablo Neruda, pe care am așezat-o în aurită ramă de dor, în vecinătatea locului de odihnă, spre a-mi zâmbi odată cu zorii.
Aici te regăsesc, în fiecare dimineață, acoperită de roa visului pe care l-am mângâiat peste noapte. Îmi stăruiesc în minte versurile acelui veșnic îndrăgostit, care a fost poetul François Villon. Foaie verde de dudău, mă usuc de dorul tău. Versuri scrise într-o cinstirea iubirilor nemuritoare. Voi încheia acum scurta mea scrisoare, amintindu-ți, dacă mai este nevoie, că aștept răspunsul tău ca pe o izbăvire. Cu dragoste, al tău, Mitică. Dragul meu, am citit cu mare plăcere epistola ta. Te înțeleg și mă gândesc că ești unul dintre acei fericiți care pot să exprime ceea ce simt, făcându-i fericiți și pe destinatarii misivelor lor. Dar vis-a-vis de cele scrise de tine, eu aș avea câteva observații, dacă îmi dai voie. Observații pe care le fac cu speranța că nu vor avea niciun fel de influență nefastă asupra sentimentelor tale, ceea ce, sincer vorbind, m-ar mâhni profund. Mai întâi să știi că și mie îmi place nespus acel concert pentru pian de Grieg, dar este puțin probabil ca genialul vrăjitor, cum frumos îl numești, să fi fost inspirat de fascinantele insule ale mărilor sudului, cu atât mai mult cu cât el a trăit în nord, fiind norvegian. Mai posibil ar fi să se fi inspirat din zbuciumul zbaterii mării de gheață în fiordurile scandinave, după cum și muzica ne-o sugerează de altfel. Dar, mă rog, în materie de muzică, fiecare are libertatea de a-și lăsa imaginația să zburde în toate cele patru puncte cardinale, simțind câte și mai câte în conformitate cu conștiința sa spirituală, starea psihică din momentul audiției și multe altele, să nu intrăm în treburi din astea. Mai grav este faptul că l-ai confundat pe dirijorul Iosif Conta cu filosoful Vasile Conta, pe care îl pomenești în rândurile tale, ca să nu mai vorbim de faptul că Pablo Neruda a fost de fapt un mare poet. Cred că voiai să te referi la Pablo Picasso, ceea ce schimbă oarecum datele problemei. Iar versurile citate nu aparțin chiar lui François Villon, cum probabil dintr-o scăpare ai afirmat, ci sunt puțin din folclor. Cel mai mult m-a șocat referirea făcută la pletele mele, referire care cu greu poate fi acceptată chiar ca metaforă, pentru că eu nu sunt câtuși de puțin destinatar a rândurilor tale, cea acoperită cu roa visului, ci sunt prietenul tău scarlat, care acum 6 luni ți-am promutat și căruia de atunci îi scrii în fiecare lună amânând achitarea datoriei. Vezi că iar ai încurcat plicurile și n-aș vrea să fiu în pielea ta când vei citi răspunsul iubitei. Cât privește răspunsul meu, poate fi într-adevăr o izbăvire pentru tine, așa cum anticipezi, întrucât te anunț prin prezent dacă-ți dăruiesc cei pe care mi-i datorezi, cu condiția să-i cumperi cu ei flori iubitei, în speranța obținerii iertării necesare, îndrăgostit iremediabil ce ești. Al tău veșnic prieten înțelegător, scarlat. Scrie, scrie, ți-aștept scrisorile. Scrie, scrie, orice. Al tău veșnic prieten înțelegător, scarlat. Scrie. Alo? Alo, doctore? Da, da, eu sunt. Doctore, ajută-mă, sunt disperată. Dar ce s-a întâmplat? Gigele al meu a înghițit 2 siguranțe, 3 rezistențe și câteva diode de la televizor. Ce să mă fac? Ați încercat să-i puneți antena? Draga mea, da, draga mea, fii sinceră și spune-mi, ai întâlnit vreodată un bărbat a cărui...
doctore. Da. Vă rog foarte mult, cu multă milă. Nu vă speriați. Nu vă rog, nu vă speriați. Da. Uitați, beți acest pahar cu coniac, da, ca să suportați mai bine extracția. Da. Așa. Așa. Mulțumesc. Acum aveți mai mult curaj? Oho, și încă cum? Vai de cel ce se va atinge de măseaua mea. Auzi? Nu, nu, nu-i de gândit. Tu de ce te vai? Te doare ceva? Nu, dar creez ambianța necesară întâlnirii eroilor lui Jerome K. Jerome. Dar să știți, adevărul este că suntem foarte bolnavi. Într-adevăr, așa este. Toți trei suntem foarte bolnavi. Da. Eu am niște amețeli de nu știu pe ce lume mă aflu. Așa este, te credem, George. Da, și desigur că le ai de multă vreme. Da, da. Tu niciodată n-ai prea știut pe ce lume te afli. Da, și eu am amețeli. Uite. Uneori nu-mi dau seama ce fac. Sigur că da. Asta explică. Eu nu am decât ficatul mărit. De unde știi? Te doare? Nu, sau? Dar am citit o reclamă pentru pilule hepatice. Aha. Și mi-am dat seama că am toate simptomele descrise acolo. Da, și eu la fel. De câte ori mi-arunc ochii pe vreo reclamă medicală, ajung inevitabil la concluzia că sufăr de boala în discuție, da, în forma ei cea mai virulentă și nevindecabilă. Așa este, așa este. Iar una dintre simptomele cele mai prezente este totala lipsă de poftă de activitate, oricare ar fi. Da. Eu am fost odată la British Museum pentru ca să mă documentez despre o ușoară indispoziție. Și dacă tot eram acolo, m-am documentat și despre alte boli. Bravo, și? Ei bine, am stabilit indubitabil că sufăr de o groază de maladii. Ce spui? Întocmai. După aceea, cu nepăsarea pe care ți-o dă doar deznădejdea, am răsfăit câteva pagini și am stabilit că am febră tifoidă. Febră tifoidă? Da, o aveam probabil de mic copil, fără să bănuiesc măcar. Îngrozitor este. O clipă. Da. Apoi am stabilit că sufăr și de coree. Coree? Da, nu, o să vă explic eu. Și cum cazul meu a început să mă intereseze, am luat toate bolile în ordine alfabetică și am aflat că am acetonemie. Aha. Și că mă ofilez din cauza ei pe zi ce trece. Am răsuflat ușurat, aflând că sufăr de nefrită. Aha. Într-o formă doar benignă. Aha. Deci, cu maladia asta puteam trăi mult și bine. Săracul băiat. După ce am parcurs întregul alfabet, am ajuns la concluzia că singura boală de care nu sufeream este artrita. Nu se poate, nu se nu poate. Nu ai artrită, Jerome? Cum așa? Ce să fac? Nu am. Ce să fac? N-am. M-am simțit chiar revoltat. Cum de n-am artrită? Exact, cum de n-ai? Asta este desconsiderare. Adevărat, așa este. Și totuși, asta este. M-am resemnat și am făcut ceea ce fac 10 bolnavi din 10 în fața unui asemenea adevăr zguduitor. Ce? Ce? M-am dus la medic. Uai, ce curaj! Într-adevăr, ce curaj! Și nu la un medic oarecare, ci la prietenul meu, Mark. Mai grav. Vă dați seama, cu atâtea boli în inventar, sunt o perlă pentru orice doctor care își iubește meseria. E un caz deosebit de interesant. Păi și, și? Și? Și! Ia spune, ce mai ai? N-am să te fac să-ți pierzi timpul, my dear, ca să-ți înșirui de câte boli sufăr. Da. Viața e scurtă, așa că să spun mai bine ce nu am. Da. Nu am artrită! De ce nu am artrită, n-aș putea să-ți explic. Am însă toate celelalte boli în ordine alfabetică, dacă vrei. Nu, da, uite, da, da, ia, 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 să vedem. Ia, deschide gura, deschide gura, da, așa, uite, scoate limba. Așa, a, să vedem aici. Ia, ia, respiră, respiră. Și aici... Așa, aici, așa, așa, e clar. E clar? E grav, nu? Foarte grav. De ce? Uite, scriem noi o rețetă și o să fie bine. Da, mulțumesc, am zburat, doctore. Maestre, fă-mi, te rog, rețeta asta, dar repede. Păi, nu pot. De ce să nu poți? Nu ești farmacist? Tocmai. Ce tocmai? Eu sunt farmacist, nu... Nu înțeleg. Dumneavoastră ați citit rețeta? Nu. Păi, vă rog.
ce scria? Și am citit cele ce urmează. Un șnițel dublu cu o sticlă de vin roșu în fiecare zi, o plimbare de o oră în fiecare dimineață, un pat la 11 fix în fiecare seară și nu-ți mai împuia capul cu lucruri pe care nu le înțelegi. E clar? Saci, saci o clipă. Ce-ai iar m-a apucat febra. E, ce frumoase versuri avea cântecul acesta. E, dacă aș fi știut stenografia, aș fi notat imediat cuvintele. Așa însă. Cum? Dar nu știți stenografia? Îmi pare rău, dar nu știu. Dumneavoastră o cunoașteți? Încă nu pot să scriu, dar de vorbit o vorbesc curent. Doctore, sunt disperată. Dar ce-ați pățit? Mi-am pierdut memoria. Și la ce dată s-a întâmplat acest lucru? Hei, și uit, și uit de dor. Da. Pierderea memoriei este un lucru deosebit de neplăcut. Un adevărat mister psihiatric. Ai constatat-o și tu din propria-ți experiență? Nu eu, dragă, ci Iaroslav Hašek. Și nu este vorba de memoria lui, ci de a eroului din povestirea care urmează. Ce cu tine, Carol? Te văd foarte supărat. Sunt supărat, într-adevăr, din cauza unui prieten, Pepic. A, Pepic, nu știu, ce i s-a întâmplat? Stai să vezi, acum câteva luni, Pepic al meu... Al nostru. Bine, mă rog, al nostru. Da. Deci, Pepic al meu se întorcea pe la două noapte de la o întrunire. Ce fel de întrunire la două noapte? Întrunirea abstinenților. Am auzit, se spune că președintele lor fusese prins cu o chestie foarte urâtă. Da, fusese văzut într-o seară într-un restaurant cu o bere pilsen în față. Așa, cu o bere pilsen îngrozitor, de necrezut. Într-adevăr, și cum îți spun, pe când Pepic trecea podul, i s-a părut că aude un strigăt. Un strigăt în noapte, ce interesant. Da, așa a zis și Pepic. S-a oprit și s-a plecat peste balustradă, strigând la rândul lui. Hei, cine este? Aveți nevoie de ceva? Palpitant. Întocmai, dar la aceeași oră trecea pe pod și frizerul Bilek. Care Bilek nu era deloc abstinent. Înțeleg, ba chiar din potrivă. Strigătul l-a auzit și el. Însă și-a închipuit că cel care strigase fusese Pepic. Așa că s-a apropiat de el pe la spate, cu pași de pisică, a sărit ca un jder și l-a înlănțuit ca un șarpe boa. Bine că te-a prins! Stai, dar ce faci, omule? Dă-mi drumul! Numai că Pepic era treaz, săracul. S-a răsucit și și-a înfipt mâna îmberegată agresorului, care a început să strige la rândul lui. Ajutor! Patrulă! Ce s-a întâmplat aici? Uite, domnule polițist, domnule, nu-i voia să s-arunce în râu. Dar nu este fără. Ba da, eu am încercat să-l împiedic să facă un asemenea pas și, drept recompensă, domnule, îi pune mâna în gât. Hai, liniștiți-vă, liniștiți-vă. Se poate, omule, să faci una ca asta? Da, e o eroare, domnilor. Ce? Nu am vrut numai, nici prin cap nu mi-a trecut să... Domnule polițist, eu mai salvat de la moarte câțiva oameni, dar niciunul nu s-a luptat ca dumnealui. Domnule, se pare că sunteți foarte necăjit. Ia uitați, să mi-ați rupt și vesta, domnilor. Dar eu n-am vrut. N-am avut intenția să... Domnule polițist, vă rog să mă credeți. Eu am ceva experiență, cum v-am mai spus. Ajungeți să mă uit la om și imediat știu dacă vrea să sară sau nu în apă. Dacă dumneata n-ai fi vrut să sari, nu te fi potrivit cu atâta înverșunat. Domnule, dumneata ești un netot. Vezi, domnule polițist, vezi? Uite, trebuie mulțumire că l-am salvat. Sunt netot. Bravo! Uite, bine, las că mâine, după ce o să vă treacă criza, o să-i mulțumiți cerului că m-a scos în calea dumneavoastră. Dar înțelegeți, e o eroare. Da, eroare. Bine, da. Înțelegem. Da. Numai că în seara asta o să mergeți să dormiți la noi, la secție. Pentru ca să nu mai aveți idei din astea. Iar mâine ne vom lămuri. Bună, dar nu se poate. Și așa a ajuns la poliție bietul om nevinovat. Exact.
A doua zi au chemat un psihiatru să-l consulte pe Pepic. Hai de mine, săracu. Se știe că sunt o seamă de boli psihice însoțite de obicei de încercări de sinucidere. De sinucidere, da, de scleroza, sinucidere, melancolia, da, diferite manii, isterie, da, da, se știe, se știe. Ei bine, medicii folosesc, ca fiind cea mai eficace metodă de consultație în astfel de cazuri, chestionarul, adică întrebările. Da. Răspunsurile sunt un îndrumar indubitabil în diagnosticarea bolii, care în mintea bolnavilor e însoțită întotdeauna de un haos al noțiunilor și imagine, da. Da, așa că s-a trecut și la interogarea lui Pepic. De ce ați vrut să vă aruncați în apă? Doctore, și dumneata, doctorita, da, jur că n-am vrut. De ce tăgăduiți? Avem martori pe domnul Bile, gardienii care v-au adus aici, doctore, așa că în timp ce ei v-au salvat viața, dumneavoastră v-ați împotrivit cu furie. Mai pomenit, e îngrozitor. Spuneți-mi, vă rog, de ce apune soarele? Domnule doctor, da, vă rog să încetați. Cunoașteți vreun stat liber în Asia? Domnule doctor, vă rog să încetați. Câte râuri există în Europa? Domnule doctor, dar înțelegeți? Cât face 6×12? Gardian! Zen! Gardian! Omul acesta m-a lovit, a devenit agresiv, a intrat într-o nouă fază. Luați-l la spital! La spital, imediat! La spital! Așa se face că de 4 luni Pepic se află la spital. Ieri am fost pe la el. Nu are nicio șansă să-i mai dea drumul deocamdată. Dar de ce? Întrucât medicii nu au descoperit încă la el niciun semn că ar fi conștient de boala sa psihică, ceea ce, potrivit legilor psihiatriei, ar fi un indiciu de ameliorare a stării bolnavului. Da, și că te gândești că toate astea se trag de la o banală întrunire a Asociației Abstinenților. Ca să vezi, da, da, da. Eu am spus-o întotdeauna, abstinența asta nu e bună, da. Nu e bună deloc. Deloc nu e bună, nu e bună deloc. Deloc. Ia mai toan un păhărel, să ne mai trezim. Ia mai toan un păhărel, să ne mai trezim. Ia mai toan un păhărel, să ne mai trezim. E da, nu e bună abstinența, dar nici invers nu prea e recomandat. Ești palid, parcă am bolnav, ce e cu tine? Ce bolnav, sunt frânt. Am muncit azi noapte ca un nebun. Transporturi? Pietre. Șantier? Remi. În cazul acesta ți-aș recomanda ceva întăritor, fortifiant. Ce anume? Să nu fie însă vorba de injecții, că nu prea sunt curajos. A, nu. E vorba de ceva mult mai pașnic și mai eficient. Pentru starea ta, cea mai indicată este... La 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 la... Cura... de umor. Formidabil, ce mai sună telefonul acela! De ce oare nu răspunde? Eu una imediat răspund. Uite, eu o spun pe față, după deget nu mă ascund. Pentru propria mea persoană, pentru tot ce fac, răspund. Chiar din primul an de școală, când la oră n-am ajuns, fiindcă m-am luat cu joaca, am răspuns. Când am mai crescut în vârstă și fumam în pod ascuns, m-a aflat într-o zi tata, mamă, mamă, ce-am răspuns. Am găsit apoi o fată, mi-a plăcut, a corespuns, m-am dus la starea civilă și am răspuns. Iar dacă am ajuns la asta, n-are rost să mă ascund, au trecut ani mulți și încă mai răspund. Acum om în toată firea, când gândesc matur profund, fac ce trebuie, ce-i bine și răspund. Ți se spune câteodată, uite ce ai de făcut, asta, asta și cu asta să trăiți, am priceput. Treci la treabă, vezi problema, cât mai bine s-o pătrunzi, să-i dai rezolvare bună, că răspunzi. E normal, e omenește, unii însă zic așa, hai să o facem și pe asta, să nu vină cineva.
ce vrea dumnealui, adică credem că ați presupus. Vrea să spună că, vezi, frate, vine cineva de sus. Nu pricep cum vine asta, cât de mult mi-a explicat. Facem treabă bună numai fiindcă vine cineva? Oare soața nu-i gătește ca să aibă ce mânca? Sau așa, numai în cască, poate vine cineva? Pune mâna și fă treabă să nu treacă luna așa. Haideți, fraților, la muncă să avem ce raporta. Fă-ți lucrarea în timp și bine, că-și devine treaba ta. Ăsta e argumentul forte, dacă vine cineva. Facem treabă doar de teamă că o să vină cineva? Și dacă cumva nu vine, nu mai fac? Greșit profund, fac cum știu că e mai bine și răspund. Nici pe dumneata, amice, nu te lasă caz la fund. Te ajut ca să-ți faci munca, pentru că și eu răspund. Că-și răspunderea noastră, ca să te sustragi, nu poți. Și răspundem toți de unul, precum unul pentru toți. Ar mai fi de spus destule, dar de zel nu fac exces. Ce am vrut aici să spunem, credem că s-a înțeles. Sper că v-a plăcut cupletul, l-am vrut împlinit rotund. Dacă spuneți că nu este, eu regret, dar nu răspund. Oh, și ce anume vă îndeamnă să cântați? Așa, numai așa, ca să-mi omor timpul. Oh, grozavă armă v-ați ales. Nu găsiți că soția mea cântă minunat? Poftim? Ce-ați spus? V-am întrebat dacă vă place cum cântă soția mea. Iertați-mă, dar nu înțeleg nimic din ce spuneți, atâta timp cât se auzi bieretele astea infernale. Gigele, tu știi cine a fost Robinson Crusoe? Robinson Crusoe a fost un tenor care a fost dus de spectatori pe o insulă. La... Mersi. Mimi, dragă, fiindcă ești prietena mea cea mai bună, ție pot să-ți spun, soțul meu e ipohondru. Serios tu? Și cum se câștigă în meseria asta? Chiar și un ipohondru se poate lecui. Totul e să fie atent la sfaturile celor din jur. Sunteți cam tras la față. Da, nu dorm toată noaptea, doctore. De ce? Am un canin. Hei, și? Latră la lună ca un nebun. Mare de aici! Chiamă-ți zava asta! Chiamă-ți câinele, omule, nu vezi că vrea să mă muște? Nu pot să-l chem. De ce? Nu-i câinele dumitale? Ba da, dar l-am primit acum o oră și nu știu cum îl cheamă. Marș! Alo, alo, vino aici, Grivei! Ia-te, uite că am înțeles. Deci te cheamă Grivei. Ei, te. Dar să știi că ai un nume cam rar? Cuțu-cuțu. Doctore, am un simptom ciudat. Mă enervează telefonul. Ce crezi că am? Telefonofobie. Alo? Alo, tu ești Costică? Nu, dar de ce mă căutați? Naie! Mitică, ce mai faci, mă, băiatule? Bine, tată! La fel? De când nu ne-am mai văzut noi, mă, Naie? Păi de la terminarea liceului. Ne-am mai văzut o singură dată când eram în anul 2, la facultate, într-o vacanță. Da. Sunt ceva ani de atunci. Sunt. Ce faci tu, tot cu construcțiile? Tot. Tu, agronom? Da, agronom. Cum mi-am dorit. Tot mai ești pasionat de ierburi, de plante, de culturile, de tot felul? Bineînțeles, să vezi ce grădiniță am acasă la București în balcon. O să te minunezi. Ia te uite, și unde muncești? O, la Sălcioara. A, cunosc comuna frumoasă, cu oameni gospodari. Adevărat, mă băiatule, ce-ar fi să-mi faci o vizită? De acord. Vin
Vino până la mine la Sălcioara, nu-i departe. S-a făcut. Uite, soția mea și cu mine sărbătorim săptămâna viitoare 2 ani de la căsătorie. Vino și tu. E în regulă. Spune-mi numai cum ajung până la tine. Unde locuiești? Păi, uite, fii atent. Cum cobor din autobuz, da, merge înapoi vreo 200 de metri și ai să vezi o casă cu o grădină frumoasă, la stradă. Am înțeles. Acolo stai tu. Grădină, e, pasiune. Nu, 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 nu. Pe lângă casă se face o uliță. Apuci pe ea, mai mergi până la o casă văruită în alb, ai să vezi o casă de om gospodar îngrijită cu drag. Acolo, a, acolo stai, am înțeles. Nu, acolo stă Neamarinu, unul din cei mai harnici gospodari din sat. Lași casa în pace, da, și faci la stânga pe o uliță care te scoate în marginea satului. Și? E, acolo ai să vezi o căsuță din lemn, din acelea de camping. Căsuță de camping? Exact. Și acolo locuiești? Da. Mă, băiatule, fă-mă să înțeleg, tu ce ai în curte? Mai întâi că n-am curte. Mă rog, așa vine vorba. Ce ai tu pe lângă casă? Că acum dorești om al satului, gospodar care va să zică. Lângă casă? Da. Am ogorul la doi pași. Sunt tot timpul și acasă, dar și la locul de muncă. Și apoi imaginea lanurilor nesfârșite, a recoltelor bogate, este foarte tonifiantă. Mă ajută să-mi treacă timpul mai ușor, să treacă săptămâna, la sfârșitul căreia îmi regăsesc minunata mea grădiniță miniatură de acasă, de la București. E, ce vrei, pasiune. Nu știu cum să-ți spun, da, dar soția mea are o memorie foarte ciudată. E uitucă? Dimpotrivă, ține minte totul. Draga mea, soțul meu vorbește în somn, al tău nu? Nu, nesuferitul, al meu nu mai zâmbește. Costele. Da, mamă. Ești nemaipomenit. De ce? Ce-am făcut? Dragă, iar ai vorbit despre mine în somn. Te înșel, draga mea, eu în general nu dorm, eu sufăr de insomnie. Într-adevăr, este binevenită câteodată o cură. Da, mai pleci undeva, mai cunoști alți oameni, mai vezi și alte locuri. Da, numai să nu fie prea multe locuri, așa cum a pățit amicul din schița lui Mihail Bulgakov. Vai de mine, dar ce ai pățit, Dragunov? Nu știu, da. De o vreme încoace tușesc atât de temeinic încât nici noaptea nu pot să mă odihnesc. Am ajuns să-mi țină tusea loc de somn. Nu știu ce să mă mai fac. Cum, ce să faci? Da. Du-te să te consulte un medic. Da, eu credeam că o să-mi treacă într-o zi, două, dar nu. Dar acum am hotărât, mă duc să mă înscriu pentru consultație. Da. Așa, tușim, deci? Tușim, doctore. Tușim bine. Nu, tușim rău. Da. Rău de tot. Ia, ia să, bun, ia să ascultăm noi aici puțin și așa, și aici. Respiră. Nu, 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 opa, nu mai respira. Respiră. Nu mai respira? Bun, bun, spune 33. 33, 33. Nu, 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 nu mai spune 33? Nu mai spun, poți să respir? Poți să te și îmbraci, e clar. Așa. Crezi că e grav, doctore? O să fiu sincer cu dumneata. Sincer, doctore, sincer. Suntem bărbați, nu? Da, suntem, doctore, suntem. E bine. E bine ce? E bine, dumneata, ai ceva la plămân. Aole. Ești suspect de bronhopneumonie. Vai de mine. Da, să nu te sperii, uite, o să-ți facem noi o trimitere în Siberia. Unde? În Siberia, la aer curat, la sanatoriu Suflet Sănătos. O să vii înapoi complet restabilit, drag. Da, da. Dumneata, nu ai nimic la plământ. Nu am? Nu, 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 dar să știi că ficatul dumitale nu-mi place. E tare urât. Urât? Urât. Așa că te urci dumneata în tren și pleci la Krizlovodsk, la sanatoriul Darurile Soarelui. Ficatul? Da.
Vai, fii serios, nu ai nimic la ficat. N-am nimic la ficat. În schimb, dumneata, ai stafilococi. Stafilococi? Da, și apendicită acută pe care să devină ultra-acută. Acută? Așa că pleci, dumneata, la Lipesc, lângă Tambov. Lângă Tambov. Stafilococi. Stafilococi, doctore. Niște stafilococi sunt cei care te-au trimis aici. Păi, dumneata, n-ai decât o amărâtă de insuficiență cardiacă. Amărâtă? Da. Da, se repară, nicio grijă. Bine, și unde trebuie să plec? Mergi, dumneata, la Borj, în Caucaz. În Caucaz? În Caucaz. Bine, doctor. Ne pare rău, dar noi aici nu tratăm reumatici. Caucazul nu e un mediu bun pentru boala dumitare. Bine, dar eu nu sunt reumatic. Ba ești? Bine, sunt și reumatic. Dar sunt putere de tot, să știți. Acum unde plec? În Crimea, deci. A, nu, că am mai fost în Crimea. Ai fost? Ce-i drept pentru altă afecțiune, dar... Unde ai fost? În Ialta. Păi vezi, eu te trimit la Alupca. Alupca. Du-te, omule, acasă, nu te mai vântură prin țară ca unul fără căpătâi. Bine, dar reumatismul meu... Vezi-ți de treabă că n-ai niciun fel de reumatism. Și insuficiența cardiacă? N-ai nici insuficiență cardiacă. Nu? Nici tuberculoză? Nu, nici. Nici măcar niște stafilococi acolo? Nu. Sau măcar o drăguță de apendicită acută? Nu, n-ai nimic, ești sănătos tu. Du-te și rea serviciu fără nicio grijă. Sănătate. Sănătate, doctore, da, am fost unde m-ați trimis și am venit înapoi. Da. Sunt sănătos tun, așa mi-au spus. Știam. Da? Da. Și atunci de ce am bătut țara în lung și în lat atâta vreme? Vezi, dumneata, s-a comis o greșeală. Ce fel de greșeală? S-au încurcat radiografiile, dragă. Când ne-am dat seama, era prea târziu, erai deja plecat. Era... Ai sosit. Da, am sosit. Uite, noi știm că dumneata... Ești suferind. Nu, n-am nimic. Nu, lasă. Atitudinea dumitale față de muncă este corespunzătoare, știm asta. Așa da. Că ne-am gândit să-ți creiem posibilitatea să trăiești la aer curat. La aer curat. Da, vei pleca, deci, la Baianovsk. La Baianovsk? Da, avem acolo, precum știi, o sucursală a întreprinderii noastre. Capitala nu e mediu propice, nu-i așa? Baianovsk, unde vine asta? În Ural, uite aici pe hartă, uite, aici în Ural, punctul ăsta. Da. Vezi plin de păduri, de munți. Da, numai în Ural nu fusesem. Dar nu contează, mai ales acum că am rămas și burlac. Da, ascultați-mă, totul este sistemul nervos. Iată și această umflătură situată în mijlocul capului dumneavoastră. Au, mă doare. Este un semn sigur al unei stări nervoase excesive. Așa e, doctore, era foarte nervoasă nevastă mea ieri seară. Au. Bine, dar după câte știu, v-am recomandat un tratament. Da, dar să vedeți, până m-am hotărât, o tocmai se terminase... Cura! De umor! Prescripții medicale, umoristic-muzicale, recomandate de Nicolae Emanuel Vârgolici. Cine urmează, vă rog? Eu sunt la rând. Vă rog, păstrați ordinea. Păstrați ordinea la microfon. Pacienți de bunăvoie, adică voioși: Virgil Ogășanu, Atena Demetriad, Radu Zaharescu, Cornel Vulpe, Horea Căciulescu, Ruxandra Sireteanu, George Voicu, Valeria Ogășanu, Mihai Mălai Mare, Naila Zărescu, Mihai Stoienescu și Dem Rădulescu. Pastile muzicale și tratamente melodice asigurate de Ion Barta.
dozaj tehnico-muzical Romeo Chelaru. Cura de umor. Rețetă de bună dispoziție contrasemnată, contraparafată și recomandată de redactorul Manole Pavel Dan. În orice împrejurare, la munte sau la mare, în plin soare, soare sau chiar pe ninge, 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 min soare, ninge, 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 folosiți cu mult spor cura de umor. Fărica, da. Am fost ieri să-i văd pe băieți la antrenament. Și? Știi cumva ce s-a întâmplat cu Vasile? Că nu l-am văzut în echipă. A făcut o întindere. Serios? Da. A întins-o din cantonament și l-au suspendat. Da, ar cam trebui să suspendăm și noi cura asta. L-am făcut ascultătorilor un tratament cam intens, așa că nu le-ar strica o pauză. Bineînțeles, până la o emisiune viitoare.